preparate făceau din carne de porc? Din carne, de la mațele de porc, făceam chișcă, chișcă era foarte bună și acum e bună, noi o mâncăm. Da? Cum o faceți? Să spală mațele bine, să freacă ca lumea, cu sare, cu făină, ca, să spală, să întoarce, să, și după aceea s-au terminat. Cu mațele, alții faci și tai carnea, așa mai și grasă și mai slabă, o pune într-un geaun mare, să ruminește, stopește așa puțin, să prăjește, pune ceapă, pune pipier, condimente și mai, dar înainte nu spunea condimente și nici acum nu prelibat eu condimentele, că nu-s bune. Pipier se punea și după aceea se punea, se amesteca într-o lighean mare, cu... Dar nu tocau carne? Carnea nu toca, că nu e așa bună. Tăiat așa pe de astea, cum îi spun, tocănitoare, cuitor din ăla, din lemn. Da, și punea într-un lighean mare, amesteca cu orez, orezul spala frumos, cu orez, cu ceapa, cu tot conținutul ce era și așa niște chiștii.